Biderman și incendiatorii, de Max Frisch. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Nu mai e chip să prinzi o țigare fără să te gândești la incendiu. Toate ziarele din Elveția sunt pline numai cu incendii. Ți se face și sila. Domnule Biderman! Domnule Biderman! Ar trebui să-i spânzure. N-am spus-o eu din totdeauna. Încă un incendiator. Și mereu spun și scriu aceeași poveste. Iarăși un negustor ambulant care s-a cuibărit în pod. Un negustor ambulant pașnic. Poliția nu ia măsuri împotriva lor. Domnule Biderman. Dar ce-i ala? E tot acolo. Cine? Negustorul ambulant care vrea să vă vorbească. Dar nu sunt acasă pentru nimeni. E mai bine de o oră de când i-am spus asta, domnule Biderman. Zice că vă cunoaște. Eu, domnule Biderman, nu pot să-l dau afară. Nu pot. De ce? Că e tare voinic, nu? Să treacă mâine pe la prăvălie. Da, i-am spus, domnule, de 3 ore am spus. Dar nici că-i pasă. De cum așa? Păi nu vrea loțiune pentru păr. Dar tu ce vrea? Vrea să vă vorbească. Spune-i că am să-l dau chiar eu pe ușa afară, dacă nu șterge imediat. Să aștepte afară pe culoar, din îndată. Dacă vrea să-mi vândă ceva sau, eu știu, vreo reclamă sau lame de ras, nu sunt lipsit de omenie, dar nimeni nu va intra în această casă. Ți-am spus-o de 100 de ori. Chiar dacă avem 3 paturi libere, îți repet că nu poate fi vorba de așa ceva. Se știe unde duce asta. Bună seara! O, țigara, domnul Biderman, v-a scăpat din mână. Da, poftim. Da, ia ascultă! Bună seara! Dar ce înseamnă asta? I-am spus răspicat, servitoare, să aștept afară pe culoare. Cum se poate să intre așa fără să bați? Numele meu e Schmitz. Fără să bați? Schmitz Iosef, bună seara! Ce dorești? N-aveți de ce să vă temeți, domnul Biderman. Nu sunt negustor ambulant. Sunt luptător de meserie. Luptător? Categorie grea. Văd, după cum arăți. Adică am fost. Și? Acum? Dar nu aveți de ce să vă temeți, domnul Biderman. Nu caut de lucru, dimpotrivă. Am intrat doar fiindcă plouă găleata. E mai cald aici. Sper că nu vă stingheresc. Fumezi? Ia o țigare. E groaznic, domnule Biderman, când ai o chirestea ca asta mea, îi spui mâți pe toți. Mulțumesc. Poftim. Foc. Mulțumesc. Pe scurt, ce dorește? Numele meu e Schmitz. Ai mai spus-o, da. Foarte îngândat. Dar eu sunt un vagabond. Bună țigară. După cum v-am spus, eu sunt un vagabond. Vrei o bucată de pâine? Acum, dacă n-aveți altceva... Sau, eu știu, un par cu vin? Pâine și vin. Dar numai dacă nu vă stingheresc, domnul Biderman, numai dacă nu vă stingheresc. Ana! Nu, servitoarea mi-a spus că ați avea intenția să mă dați chiar dumneavoastră pe ușa afară, dacă m-am gândit, domnul Biderman, că vreți să glumiți. Da, Ana, mai adun un pahar. Bine, domnule. Și... puțină pâine. Da. Domnișoară, dacă domnișoara binevoiește, și puțin unt. Domnișoară, numai o clipă. Și o fărâmă de brânză sau friptură rece sau altceva? Da, nu vă obosiți. Nu. Domnișoară, numai o clipă. Și câțiva castraveți sau o roșie sau altceva. Mai bine niște muștar, da. Niște muștar, că... Sau, mă rog, altceva ce aveți la îndemână, nu? Bine, domnule. Dar nu vă obosiți. Domnule Schmitz. Da. Ei spus servitorii că mă cunoști. Bineînțeles, domnul Biderman, bineînțeles. Dar de unde? Oh, numai din unghiul cel mai favorabil, domnul Biderman. Numai din unghiul cel mai favorabil. Ieri seară, când ședeați la masa dumneavoastră obișnuită de la cafenea, domnul Biderman,
Nici nu m-ați observat pe un colțul meu. Toată cafeneaua se amuza, domnul Biderman, văzându-vă cum loveați dumneavoastră cu pumnul masă. Ce spuneam? Adevărul, adevărul gol-goluț. Ar trebui să-i spânzure pe toți. Și cu cât mai curând, cu atât mai bine să-i spânzure. Adică pe acești incendiatori. Poliția nu ia măsuri împotriva lor. Da, te rog, ia loc. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Biderman, de oameni ca dumneavoastră avem nevoie. Fără îndoială, dar... Nu, ca pe niciun dar, domnul Biderman, niciun dar. Dumneavoastră sunteți încă din vechea plămadă, încă mai aveți un punct de vedere pozitiv din pricina asta. Da, desigur. Dar să dați dovadă că încă mai aveți curaj civic, domnul Biderman. Fără îndoială, dar... Ceea ce se datorează tocmai acestui fapt. Cărui fapt? Că încă mai aveți conștiință. Asta a simțit-o toată cafeneaua. O conștiință adevărată. Da, firește asta. Nu, domnul Biderman, nu este chiar atât de firesc. La circ, unde luptam de pildă, și din pricina asta, vedeți, a luat foc toată șandramaua, directorul nostru de pildă, e bine, mi-a zis, mă știi, Sep, că doar mă cheamă Iosef, mă cunoști, mi-a zis el, la ce bun să am conștiință, textual, domnul Biderman, textual. Ca să le viu de hac fiarilor mele, n-am nevoie decât de o cravașă, textual, domnul Biderman. Dintre ăștia era conștiință, mi-a râs el în nas. Când cineva are o conștiință, zicea el, înseamnă că de cele mai multe ori nu este curat. Să-i fie țeana ușoară. Vrei să spui că a murit? A făcut scrum cu toată șandramaua lui. Nu înțeleg ce face servitoare. Nu mă grăbesc. Bineînțeles că nici dumneavoastră n-aveți niciun pat liber în casă, domnule Biderman. Servitoarea mi-a și spus-o. Și ce-i de râsul ăsta? Din păcate n-avem niciun pat liber. Așa spun toți de îndată ce un om ca mine li se arată în față. De altfel, nici nu vreau un pat. Nu? Nu, domnul Biderman, eu sunt obișnuit să mă culc pe jos. Tatăl meu a fost cărbunar, sunt obișnuit. Dar... Domnul Biderman, nu încape niciun fel de dar, niciun dar. Ascultați-mă pe mine. Dumneavoastră nu sunteți dintre aia care își dau aia la cafenea, fiindcă să scapă pe ei de frică. Pe dumneavoastră vă cred. Din păcate, niciun pat liber. Așa spun toți la pe dumneavoastră, domnul Biderman. Eu vă cred pe cuvânt. Și n-am dreptate. Asta toată cafeneaua a simțit-o, domnul Biderman. Sunteți prima persoană din acest oraș care nu-i tratează pe cei de teapa noastră pur și simplu ca pe niște incendiatori. Uite o scrumieră. Da, mulțumesc. Sau n-am dreptate. Majoritatea oamenilor nu mai cred decât în pompier, domnule. Ce vrei să spui? E adevărul. N-avem friptură rece. Da, e destul și asta, domnișoară, Da, domnișoară, o clipă. Da. Nu vă supărați, ați uitat muștarul. Iertați-mă. Da, nu face nimic. Servește-te. Da, stai să-ți umplu paharul. Da. Paharul, dați calțiu eu, mulțumesc. Nu ești pretutindeni primit așa. Pot să vă credințez de asta, să știți. Am trecut prin multe. Abia intră unul ca noi într-o casă, un individ fără cravată, fără căpătări. Ia loc, ți se spune, și pe la spate cheamă poliția. Păi ce părere aveți, domnul Biderman? Eu cer un adăpost, domnul Biderman, nimic altceva. Dar iată că un domn care n-a luptat în viața lui de ea de guler. Pentru ce? Îl întreb eu, întorcându-mă, numai ca să-l privesc și iată-l cu umărul zdrobit. În sănătatea dumneavoastră, domnul Biderman. Noroc. Da, ia și mănâncă, iar. Mulțumesc. Lucrurile stau așa. Nu poți deschide un ziar că și dai de încă un incendiu. Și veșnic, aceeași poveste. Iarăși un negustor ambulant care cere adăpost și a doua zi dimineață casa e
în flăcări. Vreau să sun numai sincer vorbind, e de la sine, înțeles, o anumită neîncredere. Uite, uite, citești. Da, am văzut, am văzut. Da, un cartier întreg. Asta e, e așa, aici? Citește. Da, nu, nu, da. E vin de Beaujolais? Da, da. Să ceream să fie puțin mai șambrat. Da, ia să citim aici. Se pare că incendiu a fost pus la cale și înfăptuit după același plan ca ultima oară. E de necrezut. Da, tocmai de aceea am lucit de ziară. Ce vreți să spuneți? Pentru că mereu e aceeași poveste. Da, domnule, dar bineînțeles, asta nu e totuși o soluție, da. Domnule, să nu citezi ziarul. No. La urmă, urmei și în definitiv trebuie să știi ce te așteaptă. Dar la ce bun, domnule? Cum asta? Așa? Dar nu scap, domnule Biderman, nu scap. Crești? Providență. Da, mulțumesc, mulțumesc, domnișoare, mulțumesc, mulțumesc. Mai doriți ceva? Pentru azi destul. Nu-mi place grozav, muștarul. Dar cum asta, providența? Ce știu, ia să citim mai departe. După părerea experților, se pare că incendiul a fost pus la cale și înfăptuit după același plan ca ultima oară. Dar ce? Domnul Knechtling dorește să vă vadă și... Knechtling? Da. Acum? Knechtling? Spune că... Dar nici pomeneală! Dar nu vă înțelege deloc. De pentru ce trebuie să mă înțeleagă? Are o nevastă bolnavă și 3 copii. Dar nici pomeneală, am spus. Domnul Knechtling, da, să mă, mai bine să mă lase în pace. Sau să-și ia un avocat. Mă rog, eu mi-am terminat treaba pe ziua de azi. Domnul Knechtling... Îl rog să mă scutească de atât agitație inutile pentru o concediere. Tăi caragios! Să-și ia un avocat! Mă rog, am să-mi iau și eu unul. Auzi, să pretind o participație. N-are decât să dea drumul la robinetul de gaz sau să-și ia un avocat. Mă rog, dacă domnul Knechtling își poate permite luxul să piardă un proces sau să-l câștige, mă rog, spune domnului Knechtling că am o vizită. Scuzați-mă. Da, nu, ca la dumneavoastră acasă, domnul Biderman. E bun? Cine ar fi crezut că mai există încă așa ceva? Muștar? Da, nu, domnul. Bunăvoință. Vreau să spun că nu m-ați luat pur și simplu de guler, domnul Biderman, să m-ați vrăiți afară pe unul ca mine, în stradă, în ploaie. Păi vreau să vă spun că și vinul, eu minune, domnul. Da, nu trebuie să crezi că sunt neomenos, domnule Smith. Da, de unde, domnule Biderman? Doamna Knechtling așa pretinde. Păi, dacă ați fi neomenos, domnul Biderman, bine, nu m-ați găzdui în noaptea asta. E limpede, nu? Da, nu e așa? Fie chiar și în pod. Abia acum e bun vinul nostru. Cine e poliția? Nevastă mea. Vino un pod, da. Dar cu o condiție, domnule Schmitz. Da. Niciun zgomot. Da. Nevastă mea suferă de inimă. Da. Hai să ne grăbim, da. Ia și tava și sticla. Da. Ia tava. Aici pe scară. Bună seara, doamnă Biderman. Unde e soțul meu? Știi bine, Ana, noi nu suntem niște filistini. Că ai un iubit, treacă meargă. Dar nu îngădui Ana să-l ascunzi în casă. Doamna Biderman, n-am. Atunci cu e bicicleta de jos, de lângă intrare? M-am speriat de moarte. Intră, domnule. Uite aici e comutatorul. Dacă ți-e frig, cred că trebuie să fie pe aici pe undeva o blană veche de oaie, dar încetişor, scoate-ți pantofii, domnule Smith. Da, domnule Biderman. Dacă mă făgăduiești că într-adevăr nu ești un incendiator, să nu ne audă nevastă mea. Noapte bună. Noapte bună, doamna Biderman. Odată pentru totdeauna, nu este un incendiator. Ți-am spus-o doar de atâtea ori, Babet. De unde știi? De unde știi? L-am întrebat chiar eu. Și apoi ce? Nu te mai poți gândi la nimic altceva pe lumea asta?
Să nebunești, nu alta. Ei, tot dai zor cu incendiatorii tăi. Țipa la mine, nu țip, babe, țip în general. Asta e, asta e, trebuie să plec. Dați mai întâi cafea, te rog. Dacă fiecare îl socotește pe celălalt un incendiator, dar unde o să ajungem? Trebuie să avem puțină încredere, Babet, puțină încredere. Ești prea blând, cu asta nu mă împac, Gottlieb. Lași inima să vorbească și, drept urmare, eu nu dorm toată noaptea. Uite, o să-i ofer o gustare, dar după aceea, Gottlieb, după aceea îl trimit la plimbare. Așa se face. Cu binișorul, știi, fără să-l jignesc. Da, așa se face, așa se face. Trebuie să mă duc la avocat. De ce l-ai concediat pe Krechtling? Pentru că nu mai am nevoie de el. Ai fost întotdeauna mulțumit de serviciile lui. Da, tocmai de aceea caută și el să tragă foloase. O participare la beneficiile firmei, când știe perfect ce-i cu loțiunea noastră de păr. E un succes comercial al firmei, dar nu e o invenție. E caragios. Oamenii de treabă care își dau cu loțiunea noastră pe chelie ar putea tot atât de bine să se folosească de altceva. Gottlieb! Da, e totuși adevărat. Sunt prea blând, prea blând, ai dreptate. Am să-i sucesc gâtul lui Knechtling ăsta. Ai, adevăr, dumneata. Bună ziua la toată lumea. Domnule Schmitz, dar când a intrat? Adineaori când vorbeați cu doamna, dar nu mai îmi spuneți domnule Schmitz, ce simplu se. Da, soția mea are să-ți spună ceva. Eu trebuie să plec, din păcate, dar îți doresc numai bine. Cu bine, se. Da, cu bine, cu bine, cu bine, Gottlieb. Pe soțul dumneavoastră îl cheamă Gottlieb, nu-i așa, doamna? Da, cum ați dormit? Mulțumesc, mulțumesc. Îmi pot de cam fric, dar mi-am îngăduit doamna să iau blana de oaie. Asta mi-aduce aminte de copilăria mea în colibele cărbunalului. Da? Sunt deprins cu frigul. Micul dejun e gata. Vai, doamnă. Da, ia loc și servește. Da, nu, loc, nu pot primi asta, doamnă, nu pot primi. Trebuie să mănânci pe săturate, Sep. Da. Cu siguranță că ai un drum lung de făcut, nu? Cum așa? Vrei un ou moale? Două. Moale. Da, două. Ana! Ana! Vedeți, doamnă, vezi că eu mă și simt ca la mine acasă. Dați voi... Două ouă moi, Ana. Bine, doamnă. Dar le fierb două minute și jumătate. Bine. Domnișoară, bună ziua, domnișoară. Bună. Cum mă privește, domnișoară? Fierar să fie. Dacă ar fi după ea, cred că de mult m-ar fi dat afară unde plouă cu găleată. Domnule Schmitz, servește-ți cafeaua, te rog. Da, da, da. Dă-mi voie să-ți vorbesc deschis. Doamnă, iertați-mă, tremurați. Domnule Schmitz. Dar ce vă frământă? Servește-te cu brânză, da, te rog. Brânză. Mulțumesc. Uite, te rog, ia și marmelada. Da, mulțumesc, doamnă. Și miere, dacă doamnă, vrei. Doamnă, pe rând, doamnă, pe rând. Ce spuneați, doamnă? Să vorbim deschis, domnule Schmitz. Da, spuneți-mi Sep, pur și simplu Sep. Ca să vorbim deschis. Da, da, ați vrea să vă descotorosiți de mine? Nu, nu, domnule Schmitz, nu. N-aș spune asta. Da, ce ați spune, doamnă? O, tilții tu, e brânza mea preferată. Mm-hmm. Așadar, doamna mă ia drept un incendiator. Oh, înțelege-mă bine, înțelege-mă bine, dar ce spuneam oare? Oh, departe de mine, domnule Schmitz, gândul de a te jicni pe cuvânt de onoare. M-ai zăpăcit, pur și simplu m-ai zăpăcit. Cine vorbește de incendiatori? Eu nu mă plâng deloc, domnule Schmitz, de purtarea dumitale. Știu, doamnă, știu, n-am purtări alese. Ah, nu, domnule Schmitz, nu despre asta e vorba. Doamnă, cum un om care plescă e? Oh, prostii! Asta îmi spunea într-una și în copilărie. Schmitz, nu mai plescăi! Dumneata nu mă înțelegi deloc, absolut deloc. Nu, eu plec, doamnă. Domnule Schmitz. Nu, doamnă, plec. Încă o ceașcă? Nu, doamnă, eu plec, doamnă. Jumătate, nu poți pleca așa, domnule. Nu vroiam să te jignesc, domnule. N-am spus totuși de puțin că plescăi. Te-am jignit? Nu este vina dumneavoastră dacă eu nu știu să mă port cum trebuie. Plec! Încotro, încotro! Afară în ploaie, doamnă! Ah, vai de mine! Nu! Sunt obișnuit, doamnă! Domnule Schmitz, domnule Schmitz, nu mă privi așa, te rog! Înțeleg, domnule Schmitz, ai avut, desigur, o copilărie grea. Nu, doamnă, n-am avut niciun fel de copilărie, doamnă, niciun fel de copilărie. Aveam 7 ani când am murit mama. Sep! Ei, Sep! 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 V-am adus ouăle. Bine, bine. Mai doriți ceva? Nu, mulțumesc, domnișoare. Mă
Dar nu te dau pe ușa afară, domnule, n-am spus niciodată asta. Ce ziceam oare? Ce ziceam? Într-adevăr, dumneata, nu mă înțelegi, nu mă înțelegi, domnule Schmidt. Hai, dar e îngrozitor. Ce aș putea face oare ca să mă crezi? Vino, Sepp, hai, vino să mănânci, te rog, te rog. Așa, hai, ia loc, ia loc, te rog, așa. Drept cine ne iei? Nici n-am observat că plescăie pe cuvântul meu de onoare. Și chiar dacă o faci, noi nu judecăm după aparențe, domnule Schmidt. Asta o simți, domnule Schmidt. Nu-i felul nostru de a fi. Te rog să mă crezi. E adevărat că nu m-ați dat pe ușa afară nici vorbă. E adevărat, e adevărat. Vă cer iertare că m-am înșelat în ceea ce vă privește. E bine fiertoul? E cam prea moale. Eu vă cer iertare. Ce vreți oare să spuneți, doamna Adineaur, când ați zis ca să vorbim deschis? Ce voiam să spun? No. Vili spune mereu că așa ceva nu mai există. Caritatea particulară. Nu mai există oameni de treabă. Caritatea e etatizată, doamnă. Nu mai sunt oameni, zice el. De-aia lumea e pierdută, iată de ce. O să fac o mutră când o să înfulece o mâncare ca asta. Cum o să fac o mutră? Vili, poate că el e. Vili? Dar cine e Vili? Asta e învățat, doamnă, să vedeți. A fost chelner la metropol pe vremuri, înainte de a fi ars metropolul. Ars? Obă. Cine e Ana? Domn. Și ce vrea? Vine pentru asigurarea împotriva incendiului. Zice că trebuie să inspecteze casa. E în frac. Ăsta-i Vili. Vili. Încet, încet. Răstovărește încet butoaiele astea cu benzină. Și dacă îi trece prin mintea domnului Peterman să cheme poliția. Dă-i drumul butoiul. Ce ne facem? Încet, încet. Stop, stop. De ce ar chema poliția? Păi de ce să nu cheme? Pentru că și el e pasibil de pedeps. De lângă streșinile astea și-au făcut cui porumbei. Din păcate s-a făcut ziua. Hai să ne culcăm. La drept vorbind, orice cetățean e pasibil de pedeapsă de la un anumit venit în sus. Nu-ți mai frământa capul, hai. Da. Culcă. Deschide! Deschide! Asta nu prea miroase, amicul dejun. Deschide, vă spun și imediat, imediat deschide! Nu l-am văzut niciodată în halul ăsta. Domnule Schmidt! Da. Domnule Schmidt! Bună dimineața, domnul Biederman! Bună dimineața! Sper că tărăboiul ăsta blestemat nu v-a trezit. Domnule Schmidt! Nu o să se mai întâmple. Trebuie să părăsești casa! Am zis, trebuie să părăsești casa! Când? Imediat! Dar de ce? Altfel, soția mea are să cheme poliția și eu n-am nici posibilitatea și nici cheful să o împiedic. Și asta imediat! Dar ce mă aștepți? Și fără vorbă, hai, fără vorbă! Da, nu spun nicio vorbă. Dar dumneata, crezi că totul ți este permis, domnule Schmidt? Tăraboiul ăsta în tonul nopții! Ieși, am spus! Îți spun că nu l-am văzut niciodată în halul ăsta. Ăsta cine mai e? Cine mai e și ăsta? Mă prezint, Eisenring. Domnilor... Wilhelm Eisenring. Dar cum, domnilor, cum se face că dintr-o dată sunteți doi și fără să întrebați? Vesep? Dar ce vrea să însemne asta? Ți-am spus, doar nu se face, Sepp. Sepp, nu știi să te porți fără să întrebi ce fel de purtare e asta. Ia de dintr-o dată doi. Sunt indignat. Vezi? Domnule Biederman, i-am spus, doar ce ți-am spus, Schmidt? Dar ce vă închipuiți, domnilor? La urma urmelor și în definitiv, domnilor, eu sunt proprietarul acestei case. Vă întreb, ce vă închipuiți? Răspunde când domnul îți spune o întrebare. Vedeți, Vili e prietenul meu. Na, și? Ce-i cu asta? Nu, ce-i cu asta? Mergeam împreună domnul Biederman încă de când eram mici la școală. Și? Și m-am gândit... Ce? M-am gândit... Nu te-ai gândit la nimic! Mă înțeleg perfect, domnule Biederman. Orice ar fi, dar la urma urmelor și în definitiv... Crezi că un proprietar o să îngăduie una ca asta? Și se... Nici nu v-a întrebat, domnule. Niciun cuvânt. Se. Dar niciun cuvânt. Și după asta te mai miri că te dă afară? Dar nu-i de râs, domnilor. Eu vorbesc foarte serios, domnilor. Soția mea suferă de inimă. Vezi? Nevastă mea n-a dormit aproape toată noaptea din cauza acestui tărăboi. De fapt,
Ce faceți aici? Ce naiba caută butoaiele astea aici? Nu acolo, nu acolo, aici, aici. Ce e asta? Asta ce e asta aici? Butoaie. Și cum de-au ajuns aici? Ai idee, Vili, cum de-au ajuns aici? Marfă de import, e marcat deasupra. Domnilor, trebuie să fie marcat undeva pe deasupra. Nu mai o clipă, să căutăm eticheta. Sunt uluit, uluit. Dar ce vă închipuiți, soare? Podul meu plin cu butoaie îngrămădite. Pur și simplu îngrămădite. Da, întocmai, întocmai, da. Și ce vreți să spuneți? Sepa a încurcat socoterile. 12 metri pe 15, ai zis tu, Sep, da. Și podul ăsta n-are nici 100 de metri pătrați, da. Nu-mi pot lăsa butoaiele pe stradă, domnule Biderman, înțelegeți doar. Dar nu înțeleg nimic. Da, uite, domnul Biderman, uite eticheta. Sunt uluit. Da, deci aici e marcat de unde vin. Aici, da, aici. Sunt pur și simplu uluit. Dar cum? Benzină? Se poate una ca asta? E oare adevărat? Ce? Ce scrie pe eticheta asta? Drept cine mă luați? Dar cine mă... Asta nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Dar oare credeți că nu știu să citesc? Vă rog, vă rog, citiți și dumneavoastră. Ce scrie? Hai, ce scrie? Ce scrie aici? Benzină. Da, da. Și ce-i în butoaiele astea? Benzină. Hai, lăsați glumele. Vă întreb pentru ultima dată. Ce-i în butoaiele astea? Dumneavoastră știți tot atât de bine ca și mine că în pod nu se depozitează benzină. Vă rog, nu vă rog, mirosiți chiar dumneavoastră. Dom'le, e benzină sau nu e benzină? Răspundeți. Este, este. De netăgăduit. Da. Sunteți nebuni? Podul meu plin cu benzină? Tocmai de aceea nu fumăm, domnul Biderman. Te e de ajuns să deschizi un ziar ca să fii prevenit contra incendiatorilor. Dar ce vă închipuiți? Nevastă mea o să aibă un șoc dacă vede asta. Vezi? Nu mai spune truna! Vezi? Nu vezi? Poți pretinde asta unei femei, Sep, unei gospodine. Biderman. Le cunosc eu pe gospodine. Domnule Schmitz, domnule Eisenring, dacă nu scoateți imediat butoaiele astea din pot... Da, imediat vă spun. Veți schimba poliția. Da, vezi? Da. Domnule Biderman! Să știți, este ultimul meu cuvânt. Care? Ultimul. Nu-mi care? Gădui să se depoziteze benzină în podul meu. O spun o dată pentru totdeauna. Nu-mi gădui. Da. Vin! Iată-vă, domnule Biderman, iată-vă. Nu e nevoie să coborâți. Nu o să mă reține multă vreme. Da, bună dimineața, domnule polițist. Bună dimineața. Bună dimineața, domnule polițist. E vorba de un accident. Da, ce accident? Un bărbat, soția lui pretinde că a lucrat la dumneavoastră ca inventator, a deschis robinetul de gaz azi noapte. Gnetling Johan, domiciliat în Rosgasse, numărul 11. L-ați cunoscut, nu? Eu, bă. Preferați, poate, domnule Biderman, să-mi vorbiți între patru ochi, da? Da. Pe funcționarea asta nu-i privește. No, dacă întreabă cineva de mine, domnilor, sunt la poliție. Ați înțeles? Da. La da. Poliție. Mă întorc imediat. Prea bine, domnule Biderman. Domnule Biderman. Da, ce este? O clipă, domnule Biderman. Ce-i în butoaiele astea? Unde, acolo? Da, dacă îmi permiteți să întreb. O loțiune pentru păr. Aha. Marca firmei pe care o conduc. Hormoflor. Face fericirea bărbaților. Hormoflor. Încercați-l fără întârziere. Nu o să aveți de rău, da, părere. Hormoflor, hormoflor, hormoflor. A murit? Ce om cum se cade? Ce ți-am spus eu? Dacă îți privește micul dejun, s-a dus pe copii. Și, dar l-am văzut în viața mea în halul ăsta. Tu ai amorsa? Nu l-am văzut niciodată în halul ăsta. Ei, ce se aude? Abia așteptam să te întorci acasă. E norocire, draga mea. Neclin a murit. A murit? Da. Ce grosă vină. Trebuie să-i trimitem o coroană frumoasă. Da, firește, și cu pamlică, firește. Nu interesează prețul, numai coroană să fie. Și cu cei doi de sus din pod, cei? Ce să fie? Ce să... Nimic. Parcă ziceai că ar fi îngrămădit niște butoaie cu benzină. N-or fi incendiatori. Dar de ce trebuie să te gândești întotdeauna la cei mai rău?
unde o să ne ducă toate astea? Eu să știi că țin la tihna mea, la liniștea mea și nu vreau nimic mai mult. Iar în ceea ce îi privește pe cei doi domni, fără să mai pun la socoteală că pentru un moment am alte griji pe cap. Bine, Gottlieb, dar chiar tu parcă ți-arătai îngrijorarea și îmi spuneai că cei doi de sus s-ar putea să fie incendiatori. Să știi că m-am săturat! M-am săturat până în gât de toate astea! Nu se mai poate vorbi și de altceva decât de incendiatori. Scurci și cuprinzători, sunt sătul. Sunt sătul. Nu mai mă duc nici la cafenea, că m-am săturat până în gât. La urma urmei nu trăiești decât o dată. Dacă o să considerăm că oricine, cu excepția propriei noastre persoane, este un incendiator, cum o să se mai îndrepte lucrurile vreodată? Puțină încredere trebuie să avem. E nevoie de puțină bunăvoință. Așa s-o cot eu. Nu trebuie să vedem întotdeauna rău. Nu toți oamenii sunt incendiatori. Așa s-o cot eu. Trebuie să avem puțină încredere. Puțină. Nu pot trăi veșnic cu frica în sân. Nu pot. Nu trebuie să te înfurii așa, Gottlieb. Ți-am spus toate astea pentru că am văzut că și tu erai îngrijorat. N-ai închis ochii toată noaptea. Da, e adevărat. Mi-au trecut prin minte gândurile cele mai negre. M-am suit pe masă ca să trag urechea, apoi mai târziu chiar pe dulap, ca să-mi lipesc urechea de tavan. Și? Sforăiau. Iată ce făceau. Sforăiau. M-am suit de cel puțin de 4 ori. M-am suit pe dulap. Sforăiau liniștiți. Și cu toate astea, cum mi s-a părut că dormi, am pornit pe scară în pijama. N-a lipsit mult ca să-i trezesc pe cei doi ticăloși și să-i asfâr la afară, cu butoaile lor, cu tot, cu propriile mele mâini, fără milă, în toiul nopții. Cu propriile tale mâini? Da! Fără milă? Da! În toiul nopții? Da! Era cât pe și dacă n-ai fi venit tu. Ți-era teamă că am să răcesc, dar era cât pe ci să o fac, deși pe urmă m-a răzgândit. Te-ai răzgândit, dar de ce? Păi, când am ajuns la ușa podului, mi-am vărât nasul prin crăpătură așa, ca să miros. Așa. E bine, Babet, nu mirosea deloc a benzină, dar știi, deloc. Nu? Nu, nici cel mai mic miros de benzină, așa că m-am gândit bine. Chiar dacă or fi incendiator, ceea ce nu cred, așa, ce-am să câștig dacă am să-i denunț? Nimic! O să-mi fac dușmani. Și ce-i cu asta? E de ajuns un chibrit pentru ca toată casa să fie în flăcări. Ei, și ce-am câștigat? Așa că cel mai bun lucru e să facem o masă bună și să invităm. Numai să primească invitația mea. Numai atunci? Să... Atunci să-i facem prieteni. Și știi ce? Fă o câscă friptă. Așa cum știi tu. Bine, Gottlieb, bine. O să fac cum spui tu. Ați schimbat conița? Da, Ana. Astă seară n-ai să fii liberă. Avem musafiri. Pune masa pentru 4 persoane. Intră, am spus, intră. Neața, domnule Biderman. Dai voie. Ați dormit bine? Da, mulțumesc, foarte prost. Și eu de asemenea, din pricina vântului ăsta, a fânului. Nu vă stingeresc? Nu, vă rog, domnule Biderman, ca la dumneavoastră acasă. Nu vreau să mă fâr cu deasila. Da, și unde e prietenul nostru comun, unde e... Sep, n-a treabă, al dracului puteros. Nu voia să se ducă fără să mănânce. L-am trimis să caute Rumeguș. Rumeguș? Rumegușul răspândește cel mai bine focul. Da, ce vreau să spun, domnule Eisenring? Vreți să ne dați iarăși afară? Nu. M-am gândit peste noapte, știi, isprăvizem somniferele că ai sus, domnilor... N-aveți toaletă? Nu, avem și gheabul stres. Da, cum vreți, domnilor, cum vreți. Mi-a trecut pur și simplu prin cap toată noaptea. V-ar place poate să vă spălați sau, eu știu, să faceți un duș și n-aveți decât să folosiți baia mea. Eu am sus Anei să pună prosoape. De ce dai din cap?
Nu știu unde fi pus-o oare. Ce? N-ați văzut o amorsă undeva? Da. Nu vă negăjiți, domnule Biderman, din pricina băiei. Nu, serios, nici la închisoare, știți, nu era baie. La închisoare? Cum? Seb nu v-a povestit că eu am ieșit din închisoare? Nu! Niciun cuvânt? Nu! Asta nu vorbește decât despre el. Sunt asemenea tipi. La urmă, urmelor, noi suntem de vină că a avut o copilărie tragică. Și dumneavoastră, domnule Biderman, ați avut o copilărie tragică. Eu nu, aș fi putut să studiez. Tăticu, voia să urmezi dreptul. Domnule Eisenring, n-am dormit toată noaptea. Ne? Sincer vorbind, e într-adevăr benzină în butoaiele astea? N-aveți încredere în noi? Da, eu nu vă întreb decât atât. Nu, sincer vorbind, drept cine ne las, domnule Biderman? Drept cine? Da, să nu-ți închipui, prietene, că eu nu am simț umorului, dar trebuie să vă spun că aveți un fel de a glumi. Cunoaștem cântecul ăsta noi. Care anume? Gluma e al treilea mod de a te camufla. Al doilea e sentimentalismul, adică marafeturi de soiocerori pe care le istorisește Sepp. Copilăria lui în pădure la cărbunariu, orfelinatul, circul și așa mai departe. Dar cel mai bun și mai sigur mijloc de camuflaj, după umila mea părere, este din totdeauna să spui adevărul gol-goluț. E caragios, dar nimeni nu crede adevăr. Nimeni. Nu știu ce. Ce-o fi fost când Sepp al nostru Rumeguș, oricum nu-i nicio afacere. Sper că nu l-a înhățat poliția. Înhățat? Da. Dar ce vi se pare așa de nostim? Când te aud vorbind așa, știi, domnule Eisenring, mi se pare că vii dintr-o altă lume. Înhățat? Găsesc asta cât se poate de fascinant, așa, ca dintr-o altă lume. Știți, în lumea noastră e rar ca cineva să fie înhățat. Pentru că în lumea dumneavoastră nu se fură rumeguș, domnule Biderman. Asta e deosebirea. Da, asta e o prostie. Doar nu vreți să spuneți, domnule Biderman? Dacă nu cred în deosebirile dintre oameni, nu suntem dumneata și cu mine oameni, oameni din carne și sânge. Nu știu, domnule, dacă fumezi. Ia o țigară. Nu mulțumesc. Da. Se înțelege, nu pledez ca să ne facem toți o apă și un pământ. Vor exista câte lumea oameni capabili și oameni incapabili. Dar de ce să nu ne întindem pur și simplu mâna? E nevoie de un pic de bunăvoință, de un pic de idealism, un pic, un pic. Și toți ne-am dobândit liniștea și pacea. Nu crezi oare asta? Pot să vă vorbesc sincer, domnule Biderman? Da, te rog. Nu să răstălmăciți. Da, cu cât mai sincer, poate mai bine. Între noi, sincer vorbind, ar fi mai bine să nu fumați aici. Nu pot să vă ordon, domnule Biderman, la urma urmelor și în definitiv e casa dumneavoastră, dar, pricepeți, e mai bine să nu fumați aici. Da, bineînțeles. Uite-o, am găsit amorța pe care o căutam. Da. Spune, domnule, Eisenring, ce faci toată vremea aici? Dacă îmi permit să întreb, ce e asta? O amorsă. Amorsă? Da, și ăsta e fitilul. Fitil? Da. Este un fitil? Se zice că azi ar exista modele mult mai bune, dar nu le au încă în arsenalul lor, iar pentru noi nu poate fi vorba să le cumpărăm. Tot ce e în legătură cu războiul e grozav de scump. Totdeauna de prima calitate, știți? Un fitil, spuneai? Da, un fitil fulminant. Sunteți atât de amabil, domnule Biderman, să țineți acest capăt ca să pot măsura? Ia, lasă gluma, prietene! Nu, o clipă, vă rog. Mulțumesc, domnule, mulțumesc. Nu vine, pe mine nu mă duci, pe mine nu. No, trebuie să-ți mărturisesc că vă bizuiți mult pe umorul oamenilor, mult. Când te-am vorbit așa, îmi pot închipui foarte ușor că din când ești arestat. Nu toată lumea, prietene, nu toată lumea are atâta umor ca mine. Mi-aș trebuie să nimerești bine. Da, micii mei de la Cavenea de Pildă, de îndată ce le spui încredit în ceea ce e mai bun în om, se și gândesc la Sodoma și Gomora. Închipuiesc că am donat o sumă de bani pompierilor noștri. Mi-e și rușine să spun cât. Mai zine-ți puțin, fitiră. Da, da, da. Așa e bine. Oamenii care n-au simțul umorului sunt pierduți când fitilul ia foc.
consolați-vă cu gândul ăsta. Dar ce s-a întâmplat, domnule Biderman? V-ați făcut alb cavarul. Domnule Biderman, domnule... Ah, mirosul, știu. Când nu ești obișnuit cu mirosul de benzină. Dar o să mai deschid o ferestruică. Mulțumesc. Biderman! Domnule Biderman! Iarăși poliția. Domnule Biderman, vă caută... Vă caută a doua... De ce? Vă caută doamna Knetling. Aha, să aștepte, să aștepte. Bine, data, data. Domnule Eisenring. Da. Îți place gâsca? Gâsca? Da. Gâscă, gâscă. Dacă îmi place? Da. Mie? Da. De ce? Umplută cu piure de castane. Ah, da, da. Asta vreau să spun nevastă-mea și cu mine... Mai ales eu, da. M-am gândit, dacă v-ar face plăcere, nu vreau să mă vâr cu deasila, dacă v-ar face plăcere, să veniți la noi astă seară, la o masă bună, dumneata și Sef. Azi? Prefer mâine? Mâine, cred că nu vom mai fi aici, dar astă seară se poate, cu plăcere, domnule. Da, să spunem ora 7. Șapte. Ne-am înțeles, da. Da, ne-am înțeles. Da. La revedere. La revedere. Fiți seara. Da, fiți seara. Poți ieși, filozofule, de acolo de unde te-ai ascuns. Ai auzit? Astă seară, Sep și cu mine suntem invitați la cină. Tu ai să faci de pază aici. Să nu intre cineva și să fumeze înainte de vreme. Ai înțeles? Mă întreb uneori, filozofule, ce cauți tu printre noi? Dacă nu te bucuri când izbucnesc incendiile, când sar scântei și flăcări care troznesc, când sirenele sunt mereu în întârziere, dacă nu-ți face plăcere lătratul câinilor, fumul și strigătele oamenilor, cenușa! Nu-mi plac intelectualii. Știi bine, filozofule, ți-am spus-o de la început. Pentru voi, intelectuali, nu există plăcere adevărată. Voi sunteți întotdeauna atât de serioși că ajunge să trădați. Pentru voi nu există plăcere adevărată. Vă rog să mă iertați că v-am făcut să așteptați atâta, dar am avut treabă. Cu ce vă pot servi? Păi, după cum știți, v-am căutat la birou. Da. E vorba de moartea soțului meu, știți? Acum că am rămas văduvă, nu mai am de niciunele. Așa că am crezut că un ajutor de la dumneavoastră... Pare rău, doamnă Knetling, dar n-am timp să mă ocup de morți. V-am mai spus-o. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Ana! Da, domnule! Ce rost au sfeșnicile astea? Ți-am spus doar atât. O masă simplă și plăcută. Da, domnule, le punem întotdeauna. Simplu și plăcut. Nu ca niște parveniți. Și, uite, bolurile astea pentru clătitul degetilor. Fir ar să fie. Suporturile pentru cuțite. Argintărie, numai argintărie și cristaluri. Dar ce impresie o să facă asta? Strânge-le imediat! Imediat! Vezi, vine Ana, eu m-am îmbrăcat cu cea mai veche haina mea. Cuțitul cel mare de tăiat poți să-l lași. O să avem nevoie. De rest, ia tot. Toată argintăria. Cei doi domni trebuie să se simte că la ei acasă. Unde-i tirbușonul? Aici. N-ai unul mai ieftin, mai... Avem o bucătărie. Dă-o la Iruginit. Da, adu-l. Și cu bateria asta, ce-i bateria asta de argint? Pentru vin. Pentru vin? Păi, da. Dar de argint? O punem întotdeauna asta? Dar nevoie, domnule Biderman. Nevoie? Dar ce înseamnă asta nevoie? La masă, nu? De fraternitate. De asta avem nevoie. Ia-o de aici, ia-o de aici. Și aici ce dracu mai aduce aici? De damasc? Păi n-avem altele. Strânge-le! Imediat strânge-le! Mă întreb de ce avem nevoie de față de masă. Gotlib. Ce-i cu coroana aceea, Babet? Cu coroana. Am dat-o noi. Dar ce zici de asta, Gotlib?
că ne-au trimis-o aici. Și totuși adresa le-am scris-o eu însămi. Adresa familiei Knetling, negru pe alb. Și Panglica și totul i-a napoda, poftim. Panglica de ce? Iar comisionarul spune că nota de plată au trimis-o doamne Knetling. Uite ce scrie pe ea. Ce scrie? Regretatului nostru Gottlieb Biedermann. Mie? Dar nu o primim. Nu, nici gând, dar trebuie să o schimbe. Te rog, nu mă enerva acum. Babet, gata, am altceva de făcut. Nu pot să fiu pretutindeni. Așadar, fără față de masă. Vrei să mă ajuți, Ana? Da. Și ți-o repet, n-ai să servești la masă. În niciun caz. Ai să intri fără să bați, ai să intri pur și simplu și să pui doar așa tigaia pe masă. Tigaia? Da, da. Și fața de masă e o de aici. Asta schimbă imediat atmosfera. Vezi, uite, uite, o masă de lemn și nimic altceva. Domnul vrea să aduc gâsca direct în tigaie. Dar ți-am spus doar, ți-am spus. Da, prea bine, domnule. Și ce vin să servesc? Am să mă duc să-l aduc chiar eu, din pivniță. Domnule Biedermann. Ce mai e? N-am un pulover așa cum vreți dumneavoastră, domnule. Un pulover simplu de tot, ca să dau impresia că fac parte din familie. Ia unul de-al nevestimii. Pe cel galben sau pe cel roșu? Fără fasoane! Nu vreau nici bonetă și nici șorți. Ai înțeles? Și-ți repet, ia toate sfeșnicile astea. Da. Și apoi fă ce știi, Ana, ca totul să nu fie atât de pus la punct. Oh. Eu mă duc în pivniță. Fă ce știi ca totul să nu fie atât de pus la punct. Cum doriți. Bună seara, domnișoare! Bună seara, domnișoare! Cum asta fără rumeguș? Confiscat de poliție, ca măsură de precauție. Cine vinde sau deține rumeguș fără autorizația poliției este arestat. Măsură de precauție. Mai ai chibrituri? Nu. E, nici eu. Va trebui să-i cerem. Lui Biedermann? Nu uita. Dar ce frumos miroase. Uite și pe domnul Biedermann al nostru. Dar ce e cu sticlele alea cu care ți-ai încărcat brațele? V-am adus cele mai bune sticle de vin din pivniță. Așa? Păi atunci să bem un pahar pe chestia asta, domnul Biedermann. Vrei să ne torni, domnul Biedermann? Cu plăcere, cu plăcere. Țineți paharele. Noroc, domnul Biedermann. Noroc, domnule Biedermann. Noroc, domnule Biedermann. Babet, cât zice Sep, cât asta arde mai bine. Unde-i hazul? Da, cât, tu știi ce sunt câlții? Da. N-ai simțul umorului, Babet. Ce poți face, prieten, când cineva e pur și simplu lipsit de simțul umorului? Dar explică-mi odată. Da, bine. Azi dimineață, Vili îmi spune că l-a trimis pe Sep să fure rumeguș. Asta înțelegi, nu? Ei, și acum îl întreb pe Sep, ce-i cu rumegușul acela? La care el îmi răspunde, rumeguș n-am putut să găsesc, dar am găsit câlți. Înțelegi? Și Vili care adaugă, câlții ard și mai bine. Asta am înțeles. Da? Ai înțeles? Și care-i hazul? Le-am văzut că degeaba îți explic că tot nu înțelegi. Domnilor, haideți să bem, domnilor. Haideți să bem. E adevărat, domnule Schmitz, că ai adus câlți în podul nostru? Închipuiesc, Babet, azi dimineață am măsurat chiar și vitilul. Noi doi, Vili și cu mine. Vitilul? Da, vitilul fulminant. Acum să vorbim serios, domnilor. Ce înseamnă toate astea? Să vorbim serios, zice ea. Ei, poftim, să vorbim serios. Nu te lăsa păgălită, Babet. Ți-am spus doar că prietenii noștri au un fel al lor de a glumi. Noroc, al mediu, alte glume, eu o spun întotdeauna. Acum nu le mai rămâne decât să-mi ceară și chibrituri. Pentru că acești domni mă socotesc încă un mic burghez care poate fi dus de nas. În sănătatea voastră. În sănătatea dumneavoastră. În sănătatea dumneavoastră. Pentru prietenia noastră. În casa noastră nu se servește la masă, domnilor.
Așa că, vă rog, vă rog, serviți-vă singur. Dar nu mai pot. Haide, Sepp, fără fasoane, hai. Nu mai pot. Doamnă, Gâscă e pe cinste. Mă bucură. Gâscă și Pomar, la asta nu mai lipsește decât o față de masă. Auzi, Gottlieb? Dar nu e, neapărat necesar. Nu. O față de masă albă, știți, de damasc cu argintărie pe deasupra. Ana! Ana! De damasc cu flori, dar albă, știți, cu niște flori de gheață. Dar nu trebuie neapărat, domnule Bidomar. Nu trebuie neapărat, nu. Lăsați. Unde e fata asta? Eu nu pot să înțeleg. Da, Ana, adune imediat o față de masă. Bine, domnule. Și dacă aveți așa niște castronașe pentru spălatul degetelor. Bine, ca, domnule. Da, ne veți socoti poate copiile răși, doamnă, dar așa sunt oamenii ca noi. Sepp, de pildă, care a fost crescut într-o colibă, n-a văzut niciodată un suport de cuțit. Ei bine, vedeți, ăsta e visul vieții lui ratate. O masă cu argintărie și cristaluri. Dar Gottlieb, noi avem toate astea. Dar nu trebuie neapărat. Nu. Mă rog. Și dacă aveți șervete, domnișoară. Domnul Biderman mi-a spus adu șervetele. Băi, da, adu. Nu, sper, doamnă, că nu ne luați în nume de rău. Vai. Tu știi ce e asta, Sepp? Ce? Știi? Sărac, el n-a văzut niciodată o față de masă, doamnă. E damasc. Damasc, uite, damasc. Ce să fac? Ce să fac? Uite așa. Ce-o legi în jurul gâtului și gata, să nu te pătești. Unde sunt oare suporturile noastre de cuțite? Ana! Suporturile noastre de cuțite. Domnul, Adule. Mi-a spus să le iau. Adule, am zis, unde sunt? Unde? Pe Adule, imediat. Nu vă ieșiți din fire, domnule. Nu vă ieșiți din fire, domnișoare. Lăsați, vai. Prieteni, veți. Haideți să bem. Doamne, eu mâncam gâscă în fiecare zi pe vremea când eram chelner. Dar treceam ca o stăgeată prin coridoarele lungi cu tava în mână, gata, ciupeam și... Dar atunci, doamnă, pe ce să ștergi degetele? Aceasta este întrebarea. Pe ce altceva dacă nu pe propriul tău păr? Pe când alții au la dispoziție boluri de cristal. Asta n-am să uit niciodată. Știți dumneavoastră ce e un traumatism? Nu. Mi-au explicat totul la închisoare. Și pentru ce ai fost închis, domnule Eisenhower? Babet! Pentru ce am fost închis? Dar așa ceva nu se întreabă, Babet. Nici eu nu știu. Nu știu, eram chelner, mai bine zis, eram un mic ober-chelner și iată că deodată mă iau drept un mare incendiator. M-au înhățat chiar la mine acasă. Nu am fost atât de surprins încât m-am lăsat arestat. Dar am avut noroc, doamna, am avut noroc că am avut de-a face cu 7 polițiști încântători. Când le-am spus că trebuie să mă duc la lucru și că n-am timp de pierdut, mi-au zis, localul dumitale a ars. Da, în timpul nopții se pare ars. Da, perfect, am răspuns în cazul ăsta, am timp. Din localul nostru nu mai rămăsese decât niște lemnărie care fumegă. Și? După ce? Avem și din vinul ăsta, 49, Cav de Lechanon, da. Și după aceea? Da. Să mă povestească Seprestu. Și deam în anticameră, mă jucam cu cătușele, când ghici pe cine l-am adus? Pe ăsta, pe Sepp, da. E sănătatea ta, Sepp. E sănătatea ta, Vili. Și... După aceea ce? Dumneata, ești incendiatorul? E întrebat Eisenring și se oferă o țigare. Iertați-mă, zice eu, păcate n-am chibrit, domnule comisar, cu toate că m-a luat dreptul incendiator. Ce e, Ana? Ce? Domn, m-a rugat să vă dau cartea asta de vizită. Spune că e urgent. Da, bine, am musafir. Cine-i Gottlieb? Doctor acela în filosofie. Ce sunt alea de acolo, domnișoară? Alea, marafeturile alea de argint. Marafeturile de argint sunt sfeșnice. Dar de ce le ascundeți? Nu, adu-le aici. Domnul a spus că sunt... Adule, când îți spun adule, adule. Ce spui de asta? Se puteau sfeșnice și le ascund. Ce mai vrei? De argint, cu lumânate? Ai chibrituri? Din păcate, n-avem chibrituri, domnul Biderman. Într-adevăr, n-avem. Nu, am eu. Dați-mi-le. Nu, le aprind eu. Dar ce vrea domnul ăsta care a venit? Nu înțeleg nimic, doamnă. Spune că nu mai poate să tacă multă vreme. Așteaptă pe scări. Între patru ochi, zice el? Da. Și vrea neapărat să dea ceva în vileag. Ce?
Chiar de mi-ar fi repetat-o de 100 de ori, doamnă, n-aș înțelege. Spune că ar vrea să se distanțeze. Ce frumos arată masa acum, cu toate lumânările astea aprinse. Face cu totul altă impresie. Nu găsiți, doamnă? Da, într-adevăr. Eu sunt pentru atmosferă. Vezi, dumneata, domnule Eisenring, asta îmi face într-adevăr mare plăcere. Nu plescăi șmițe, au râgâi și plescăi. Dar nu știe să se poarte, doamnă, vă cer iertare, doamnă. Asta mă scoate din sărite. Dar altfel, unde să fi învățat, săracul? Ce s-a nimerit? La orfelina? Știu, știu. De la orfelina la circ? Știu. De la circ la teatru? Nu, asta nu mai știu, nu. Ce soartă, doamnă, soartă. Dumneata, ai făcut și teatru, domnule Schmitz? Și unde asta? În culise. Dar nu-i lipsit de talent, să știți? Se în rol de fantomă, merită să fie văzut. Nu, 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 acum. Mai deci, mai deci, nu, acum. Am fost decât o săptămână la teatru, doamnă. După aia a ars. Ai, nu umbla cu fasoane. Nu, te rog, fii fantoma. Ars? Da. Ai, nu umbla cu fasoane, te rog. Stai, numai, uite, să-ți pun fața asta de bază peste cap. Așa, nu stai, nu. Vezi, dacă nu ești cu minte, ai dărâmat tot. Fii atent. Așa, acum, acum, dă-i drum. Hai, priviți, priviți. Uite, uite, nu arată ca o fată, băi. Nu, 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 nu-ți fie frică, fetiță, nu-ți fie teamă. Pot să-i dau drumul? Asta e limbaj de teatru, doamnă. Asta a învățat el la repetiție. Da. Doar într-o singură săptămână, înainte ca teatru să fie ars, spre uimirea tuturor. Nu vorbi tot timpul de incendii. Pot să-i dau drumul? Da, da, gata, gata, hai, deci. Jederman, Jederman. Gottlieb? Asta am văzut-o la Salzburg? Biederman, Biederman. Găsesc că-i grăzavă rolul ăsta. Biederman, Biederman. Trebuie să întrebați cine ești. Cine? Eu? Eu? Da, pe da, fără asta nu poate să spună text. Jederman, Jederman. Bine, bine. Cine sunt? Nu, trebuie să întreb cine e el. Da, așa? Nu mă auziți? Nu, 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 Sepp, Sepp, iau de la început. Iau. Jederman, Jederman. Ești tu de pildă moartea? Nu, 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 prostit. Ce poate fi atunci? Trebuie să-l întreb cine ești. Ar putea fi spiritul lui Hamlet sau, eu știu, oaspetele de piatră, știi? Sau acel, cum îi zice, complicele lui Macbeth. Cine mă cheamă? Biederman Gottlieb. Haide, întreabă-l odată, ție-ți vorbești. Nu mă auziți! Cine ești? Eu sunt Nechtling. Oprește-te, idiot! Ce ești? Asta nu se face! Nechtling a fost înmormântat azi! Păi tocmai de aceea! Nechtling, doamnă, nu, ce glume de prost gust! Ce te-a apucat? Dacă nu mi-a trecut altceva prin cap! Nechtling, păi tocmai e el, un vechi și devotat colaborator al domnului Biederman! Îți dai oare seama? Înmormântat chiar azi! E încă prezent, alb ca o față de masă, strălucitor ca o pânză de damasc, țeapăn și rece, dar gata să se așeze! Nu, pe cuvânt de onoare, doamnă, nu e Nechtling. Vă cer iertare. Hai să ne așezăm, vă rog, să ne așezăm. S-a terminat? Da. Ce-ați spune de o țigare, domnilor? Idiotule! Uite cum tremură, domnul Biederman. Da, mulțumesc, domnule, mulțumesc, da. Dacă tu ți închipi că asta are vreun haz, când știi perfect de bine, Nechtling a dat drumul robinetului de gaz după ce Gottlieb al nostru a făcut tot ce a putut pentru Nechtling ăsta. Timp de 14 ani a dat de lucrul lui Nechtling ăsta și acum poftim recunoștința. Haide să nu mai vorbim. Ce asta e recunoștința ta pentru gâscă? Vili, să... Când ceva? Ce? Vâlpetul mi-ai furat ghisca, dă-mi-o înapoi. No, 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 no. Dă-mi-o înapoi. Încetează, gata. Nu. Eu vii cu pușca și te pușcă-mi înapoi. E beat, puțin, da. Nu, nu lasă-o seama, doamnă, nu lasă-o seama, e beat. Acum, hai. Gata. Vulpetul meu fura gâscă, dă-mi-o înapoi, dă-mi-o înapoi, că de nu iubi cu pușca și de unapoi.
sănătatea voastră! În sănătatea voastră asta! Ce-a fost asta? Sirene. Hai, lasă gluma, lasă gluma! Incendiatori! Nu spiera! Hai, nu țipa asta! Nu spiera! Bine, cel puțin că nu e la noi. Unde-o fi? Unde-o fi? În direcția de unde bate fânul, vântul ăsta. Bine, cel puțin că nu e la noi. Bine, da, nu, așa procedăm de cele mai multe ori. Atragem pompieri într-un cartier marginal și după aceea, când începe, într-adevăr, drumul e barat. Nu, domnilor, vă rog, vă rog, da, așa vă rog, încetați cu gluma, domnilor. Nu, fără nicio glumă, așa procedăm. E de ajuns cu prostia asta, vă rog. Totul cu măsură, vedeți bine, uite, uitați, uitați, nevastă mea e albă ca hârtia. Uite-te la tine cum... Da, orice ar fi, sirenele, sunt sirene. Nu găsesc nimic caragios în asta, domnilor. Există totuși o limită în toate. Arde undeva, sau altfel pompierii noștri nici n-ar fi porniți. Da, e timpul să plecăm. Unde, acum? Da, din păcate, termine cu cafea. Babe, te rog, fă o cafea. Nu, 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 te rog, te rog, fă o cafea. Și Ana, Ana, ce te holbezi așa? Poți pleca. Auziți, domnilor, între noi... Gata, vă rog, ajunge, da. Domnilor. Nevastă mea, suferă de inimă, vă rog. Da, domnul, încetați domnul, cu glumele despre incendiu. Domnul Biderman, noi nu glumim, da, domnul. Noi suntem incendiatori. Da, domnilor, vă rog, domnilor, vă rog, hai să vorbim serios. Cât se poate de serios, da, cât se poate de serios. Da, da, nu înțeleg, de ce nu ne credeți? Bine. Recunoaște și dumneavoastră, domnule Biderman, casa dumneavoastră e atât de bine plasată. 5 focare de incendiu ca astea în jurul gazometrelor care sunt, din păcate, păzite și pe deasupra mai e și un vânt grozav. Nu e adevărat, nu e adevărat. Nu, no, no. Din moment ce ne socotiți incendiatori. Da. De ce n-am vorbit da, deschis? Nu, dar eu nu. Nu, nu vă socotesc incendiator, domnilor. Nu e adevărat, nu sunteți nedrepti. Eu nu vă socotesc incendiator. Sincer? Nu, 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 nu. Domnul, domnul Biderman, atunci ce ne socotiți? Domnilor, mă socotesc prietenii mei. Dar unde vă duceți, domnilor? A sosit timpul. Dar ce să fac ca să vă conving, domnilor? Dă-ne chibrite. Ce să vă dau? Noi nu mai avem. Să vă dau... Da, da, de vreme ce nu ne socotiți incendiatori. Chibrituri, vreți... Da, să spună ca dovada încrederii ce ne-o acordați. Șove. Veșmiți? Da. Șove. Nu în fața nevestii mie. Cafeaua e gata. Trebuie să plecați? Da, da, prietene, păcat. Da. Mare păcat, dar principalul e că voi, voi ați simțit fără multe vorbe, prieten, că, dar de fapt, de ce nu ne-am tutuit? Da, eu aș fi de părere să bem brudășa. Nu, doamne, spuneți-i soțului mea voastră să nu mai destupe pentru asta o sticlă, nu mai merită o stenea. Da, nu e nimic prea mult, prieten, nimic nu e prea mult. Și dacă aveți cea mai mică dorință, da, cea mai mică dorință, poftim, poftim, luați paharele. Să ciocnim, prieten. Gottlieb. Schmitz. Sepp. Sepp. Gottlieb. Și pe tine, Eisenberg. Vii, lumea. Orice ar fi, Gottlieb, e timpul să plecăm. Da, din păcate. Doamne. Am petrecut o seară încântătoare. Da. Încă un lucru doar, Gottlieb. Da, ce nume? Știi bine. Dacă aveți cea mai mică dorință, absolut cea mai mică. Chibriturile. V-am adus cafelele. Da. Ce se întâmplă, Ana? Pare atât de tulburată. Acolo în spate. Cerul, doamnă Biderman. Ce? În spate, înspre bucătărie. Ce? Cerul arde. Noi plecăm acum. Din fericire, nu-i la noi. Din fericire, nu-i la noi. Din fericire, domnule. Da. Ce doriți, domnule? Nu pot să tac. Nu pot să tac. Vreau să fac o declarație pe care o am gata scrisă. Da, vă rog, poftiți. Subsemnatul, profund tulburată de evenimentele în curs, evenimente care și din punctul nostru de vedere mi se pare nu pot fi calificate decât criminale, fac următoarea declarație publică. Întrucât mă privește, vreau să mă aleg alte lucruri și vreau să văd aceste evenimente care nu pot fi calificate, mi se pare, această declarație publică pe care eu o am. Așa că eu mă distanțez. Da, și ce-i cu asta? Am spus ce aveam de spus. Sunt doctor în filozofie. Vedeți, domnule Biderman,
Eram la curent cu tot ceea ce făcea un pod, în afară de un singur lucru, că o fac din pură plăcere. Domnule doctor, domnule doctor, dar ce-i cu asta? Dar ce-i cu asta? A plecat. A plecat. A plecat. Ce le-ai dat? Am văzut bine. Chipreturi. Da, de ce nu? Chipreturi, Gottlieb. Da, de ce? Dacă erau cu adevărat incendiatori, crezi oare că n-ar fi avut chipreturi? Babetken, Babetken, dar cum poți fi atât de naivă? Cum poți fi atât de naivă? Biderman și incendiatorii de Max Friș. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Biderman, George Constantin; Schmitz, Mircea Albulescu; Eisenring, Victor Rebenciuc; Babet, Rodica Sanda Țuțuianu; Ana, Ruxandra Sireteanu; polițistul, Ion Punea; doctorul în filozofie, Ion Siminie; doamna Knechting, Violeta Berbiuc. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Dan Bobe. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Ioana Teodorescu. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Olimpia Arghir.